Bun, cum v-am promis ieri, azi v-am pregătit o surpriză. Liniște! Nu, dă-i pace. Iar ne dați lucrare de control. Of, mai bine nu. Iar o surpriză din astea proste. Haideți, doamna profesoară, că mai avem încă două teste astăzi. Vă rog, nu ne mai torturați așa psihic. Că avem și noi o viață. Liniște! Cui a plăcut filmul cu Dora? La nimeni. Pe bune. Ridicați mâna cui a plăcut. Vreți dulciuri? Da! Ok. V-am pregătit o vânătoare de comori și dacă urmați harta asta, o să găsiți o comoară, da? Boring! Vreți dulciuri? Da! Ok. Aveți o oră la dispoziție. Hei, recunosc asta. Nu-i scara de la intrare? Ai dreptate. Hai să mergem. Oare trebuie să căutăm ceva cu albastru? Marina, aveți ceva pe hartă? Nu vi se pare ciudat că este colorată în mai multe culori? Fiecare punct de pe hartă are altă culoare. Aici, e ceva albastru aici. În lateral depășești, sub bancă vezi ce se găsești. Nu înțeleg. Ce e asta? Ah, știu eu. E scris invers. Vezi ce? Da. Mergi două locuri mai încolo și o să vezi ce o să găsești acolo. Alex, ești un geniu. Dar ce vrea să zică cu asta? Cred că ar trebui să mergem două bănci mai încolo. Zice, mergi două locuri mai încolo și vezi ce o să găsești acolo. Carina, care e... Care este următoarea culoare? Verde. Vreau să văd și o hartă. De ce? Pentru că vreau. Dar cine te-a pus pe tine, șefa? Cine a zis că mă, tu ai voie să ții harta? Bă, lasă-mă hartă. Ce contează cine ține harta? Atunci de ce nu mi-a dat-o când i-am cerut? Pentru că tu sigur o vei pierde. Niciodată nu știu unde ți lași lucrurile. Nu e adevărat. Așa ești tu mereu, tău rău, tăcioasă. Vrei să fii tu șefa să nu zică nimeni nimic. Hai că acum exagerezi. Bine, ia tu harta. Dacă ați încetat, putem să continuăm. Ce culoare zice că e următoarea? Verde. No, hai să mergem la următorul punct. Ei, nu fi supărată. Știi că așa e el mereu. Știu, dar tot mă enervează. Are el talentul ăsta să-ți scoate din sărite. Ha, ăsta e cel mai clar indiciu până acum. Ha, la baie. Ok, și ce trebuie să găsim aici? Sunt prea multe tuburi colorate. Te rog frumos, nu zice că ai pierdut harta. Filip, ce naiba ai făcut? Nu știu, nu găsesc nicăieri. Hai, mă, ce să caut. Nu știu, cât timp mai avem? Mai avem 15 minute. De ce nu am lăsat eu harta, Carine? Îți amintești ce ți-a spus Miruna că se va întâmpla?
Tot timpul te entuziasmezi prea tare și uiți să ai grijă de lucrurile din jur. Mai ții minte ce ai făcut cu stiloul preferat al Mirunei? Nu. L-ai folosit și ai uitat să-l pui înapoi în penar, după care ai început să te împingi cu Mircea, ați dat peste bancă și l-ai spart. Sau ce s-a întâmplat cu bluza preferată a Larisei? Sau cu ghiozdanul lui Mihai? Ca să înțelegi, nu suntem răutăcioși cu tine, doar că te rugăm să ai grijă de lucrurile din jurul tău, mai ales pe cele de care le folosim și noi. Uite, am găsit-o eu sub bancă. Promiți să fii mai atent dacă ți-o dau? Promit. Promit că voi fi mai atent de acum încolo, să vedeți. Carina, pare rău că te-am făcut răutăcios. Ai avut dreptate să nu-mi lași mie arta, că eu oricum o pierd. Și mie îmi pare rău că ți-am vorbit așa de la început. Prieten? Prieten. Bun, acum că totul e roz și minunat, hai să ne întoarcem la vânătoarea noastră. Ce culoare avem de găsit acum? Galben. Păi hai să vedem. Avem mai multe recipiente colorate. Ia stați puțin. Pe bile nu era desenat o toaletă. Bravo, ești un geniu. Mai rar așa ceva. Aventura voastră a luat sfârșit. Mergeți acolo de unde ați început. Asta înseamnă că trebuie să ne întoarcem în clasă? Simplu, ca bună ziua. Ați găsit deja toate indiciile? Da. Da. Și cum a fost? V-a plăcut? Da, de minune. Da. Da. Măcar ați învățat ceva din asta? Am învățat că nu tot timpul avem dreptate și că e bine să-i mai ascultăm și pe alții. Am învățat că trebuie să lucrăm în echipă. Am învățat că facem greșeli, dar e important să ne cerem scuze. Bine, atunci puteți să vă luați dulciuri din cutia aia. Comoara pe care ați găsit-o este mai mult decât niște dulciuri într-o cutie. Azi ați descoperit cât de important este lucrul în echipă și cât de vitală este prietenia. Pentru că cea mai mare comoară a noastră este prietenia. Din prietenie pornește iubirea, respectul, înțelegerea. Când sunteți toți, totul este mai ușor.